În seria de bulele în construcție am documentat o serie de greșeli și probleme pe care am tot întâlnit pe șantierele Patria alături de Vlad Ciobanu și am primit foarte des de la voi întrebarea și rugămintea de a vă arăta cum se execută corect, cum se construiește corect și niște sfaturi practice și aplicate pe diverse sisteme constructive. Am tot văzut în ultima perioadă în diverse consultanțe foarte multe probleme pe cum se aplică spuma poliuretanică, pentru că este un material din ce în ce mai des întâlnit în termoizolarea caselor noastre. Așa că dacă vrei să vezi cum se execută corect și mai ales cum se proiectează corect o termoizolație pe spumă poliuretanică suflată, urmărește în continuare acest material video. Mamă, m-am dezechipat, e grea viața în combinezon. Bun, vreau să vorbim în concret pentru că am tot văzut în diverse cazuri și din ce în ce mai multe cazuri termoizolații care nu sunt puse bine în operă și mi-am propus prin toată seria de materiale video pe care le fac să vă arăt și soluții concrete, pentru că ok, am tot povestit, am tot văzut cum se face, hai să vedem efectiv cum se face, pentru că indiferent de ce material sau sistem constructiv mergi sau structură sau nu știu, finisaje, lucrurile trebuie făcute corect, pentru că fizica construcțiilor nu ține cont de dorințele noastre, ci fizica construcțiilor există. Și termoizolații cu poliuretan apar din ce mai mult pe piață și sunt tratate cumva ca, nu știu, materiale minune pentru care ne ajunge numai 5 cm de termoizolație. Nu avem nevoie de mai mult. Și asta este cea mai mare problemă pe care am tot văzut-o pe șantiere, faptul că se subestimează cumva nevoia de termoizolație. Și aici avem următoarele condiții. Primul și în primul rând trebuie să termoizolezi ca să ai o casă călduroasă prin care să pierzi mai puțină energie ca ulterior să te poți încălzi cu surse regenerabile. După aceea avem o serie de reglementări și norme, cum ar fi, de exemplu, standardul NZEP, care este peste noi anul ăsta și pe care nu mai putem construi altfel, prin care ne și impune cumva anumite măsuri constructive prin care noi să reducem foarte mult consumul de energie al unei case. De ce? Pentru că vrem să facem tranziția de la combustibil fosil la energie regenerabilă. Și asta nu putem face decât prin a conserva energia. Nu? Și termoizolațiile cu poliuretan sunt de mai multe tipuri, le cunoaștem cumva ca spumă suflată, spumă cu celule deschise și spumă cu celule închise. Și am în mână un mostrar de material termoizolant din spumă, în care primul lucru pe care îl identific este coeficientul lambda. Și văd că unul dintre materialele are un lambda de 0,038, spuma cu celule deschise, spuma cu celule închise are 0,025 W pe metru pătrat Kelvin, respectiv un alt material de 0,036. Și ăsta este primul lucru de la care pornim atunci când gândim o termoizolație. Și în acest material video vom parcurge trei capitole mari. 1. Cum se execută corect o astfel de termoizolație și care sunt pașii prin care trebuie să treci? 2. Ce înseamnă acest material pentru a putea cunoaște mai bine și avea grijă că nu ți iei un material, nu știu, de calitate foarte proastă sau calitate slabă și în timp poți avea foarte multe probleme cu el? Și 3. Niște detalii de proiectare despre cum se proiectează și cum se gândesc corect astfel de termoizolații. S-ar putea să iasă un material video lung, așa că aveți răbdare până la sfârșit pentru că veți avea diverse sfaturi pe parcursul acestui documentar video. Și știm cu toții că teoria ne omoară pe toți, așa că avem și o parte practică în care vom vorbi despre cum se fac corect termoizolațiile cu spumă poliuretanică alături de un aplicator care are o experiență de șantier în a monta astfel de sisteme și un producător de spumă care ne va arăta ce înseamnă de fapt acest material și la ce să fim atenți atunci când alegem sau achiziționăm o astfel de termoizolație. Așa că, Adrian Stase, te invit pe scenă! Salut, Marius! Putem face gluma aia că nu este domn prim-ministru, dar... Da. Adrian este de la Izotherm, este o firmă specializată în montarea termoizolațiilor din spumă poliuretanică. Din ce am discutat, noi are o experiență de vreo câțiva ani. Asta înseamnă că are la activ cam câte proiecte? Cred că undeva la peste 3.000 de proiecte. 3.000 de proiecte? Da. Care sunt primii pași cu care începi când ai de aplicat un astfel de material? Primul pas este să-ți trimitem pe cineva la fața locului ca să evalueze lucrarea. Avem o echipă de consultanți care merg pe teren și dau și sfaturi, dar și evaluează cumva suportul dacă totul e în regulă. Și aici condițiile optime de aplicare ar fi următoarele. În primul rând, suportul trebuie să fie uscat și degresat, să nu aibă impurități pe el, inclusiv praf. Trebuie să fie cât mai uscat posibil și curat. Cât mai curat posibil. Da. Și acest suport de obicei este placa cu OSB. Suport poate fi OSB, poate fi lemn, poate fi zidărie. În principiu, în afară de sticlă, spuma se poate aplica cam pe orice tip de suport. Atunci, acest suport trebuie să fie uscat, trebuie să fie fără praf și am și făcut un test pe șantier, pentru că noi am documentat acest episod fizic pe șantier, în care am și filmat o serie de
etape constructive și e important acest lucru. E important în foarte multe sisteme și detalii ca tu să vii pe o zonă curată. Și de obicei pe șantiere este praf, este mizerie, se adună praf de la turnat, exact, beton, spart, finisat și așa mai departe. Atunci primul lucru este curat, statusul suport curat. Da. Al doilea foarte important considerent este ca temperatura suportului să fie de peste 5 grade cu plus. Deci nu se poate face această lucrare iarna. Se poate face iarna dacă există un sistem, dacă sunt casa este închisă, adică sunt geamuri, ruși tot pus și se poate băga un sistem de încălzire, niște tunuri de căldură, de exemplu. Astfel încât temperatura suportului să fie de peste 5 grade. Asta iarăși este important cu foarte multe materiale cu care lucrăm, ca temperatura să fie peste 0 grade. Asta pentru că spuma de față, cea care este aplicată, este și pe bază de apă, conține apă ca agent de expandare. O să vorbim imediat despre material în sine, dar oriunde lucrez cu materiale pe bază de apă sau cu materiale lichide sau gazoase, temperatura trebuie să fie de cele mai multe ori peste 5 grade, pentru că la 4 grade avem starea tipă apei, în fine, asta iarăși parte de fizică. Da. Iar apoi, ca să revenim la pregătirea suportului, ca pregătirea lucrării, asta nu intră neapărat la o condiție de aplicare a spumei propriu-zise, ci de a asigura că lucrarea este făcută cum trebuie. Totul trebuie să fie foarte bine izolat, adică obiectele și din cameră care nu se doresc a fi aplicate, cum ar fi geamurile, ușile, sau dacă mai sunt alte obiecte depozitate acolo, trebuie să fie foarte bine izolate, pentru că în timpul procesului de spreiere, spuma degajă foarte mulți vapori, care conțin particule foarte fine de spumă. Și alea de obicei se pun cam peste tot și, spuma fiind la bază un adeziv industrial, e foarte greu să le curezi după aceea. Asta înseamnă că înainte de a intra voi pe teren, cineva trebuie să fie în teren, da, acolo pe șantier, să-și înfolieze ferestrele, să-și protejeze suprafețele pe care nu vrea să ajungă să fie spumă, să protejeze instalațiile care nu vor fi înglobate în termoizolație. Da, exact. Asta sunt sfaturi pe care le dau și consultații noștri de pe teren. Și sunt sfaturi de bun simț. Și alte sfaturi pe care eu vi le dau personal din tot ceea ce am văzut până acum în experiența mea și de proiectare și de șantier este grosimea termoizolației. Pentru că de cele mai multe ori este subevaluată, se dă 5-7 cm de termoizolație pentru că, da, are un lambda mai bun, sunt, cum este de exemplu spuma cu celule închise, are un lambda mai bun care înseamnă o grosime mai mică de termoizolație, dar 5 cm de termoizolație pusă doar între căpriori este aproape degeaba pentru că nu își va face efectul. Motiv pentru care termoizolația trebuie să vină să îmbrace cu un strat mai gros tot conturul pe care vrei să îl termoizezi, așa cum acum în spatele nostru, de exemplu, se observă un perete în care perete și acoperiș, în care sunt îmbrăcați și montanții și i-a acoperit toată zona. Bine, în spatele nostru este un perete ce urmează să mai aibă încă un termosistem pe exterior, asta este unul dintre sfaturile generale. Și un alt sfat pe care vi-l dau eu, care iarăși e vital, mai ales la intervențiile pe structura de lemn, este ca lemnul să fie uscat, să fie curățat de orice fel de coajă, resturi, verzeturi, cari, pentru că odată ce ai acoperit lemnul cu un alt material și nu mai ai acces acolo, te poți trezi în timp cu diverse stricăciuni și probleme, așa cum, de exemplu, ai putea să bagi o pâine udă, pâine caldă într-un frigider. La fața locului se fac în primul rând măsurători de umiditate. Băieții au un umidometru, fac măsurători în diferite puncte ale casei, sau unde li se pare lor că ar fi mai o zonă mai compromisă. Ok, și în astfel de cazuri, ce sfaturi dați? În cazul acestea, dacă lemnul e afectat, trebuie schimbat evident lemnul. Dacă nu este afectat și este doar umiditatea este un pic mai mare decât trebuie, adică să zicem că este 20% umiditate, atunci de obicei se recomandă clientului să pună un dezumidificator în cameră cu aerotermă și să scoată umiditatea și atunci agenții noștri de pe teren revin după o perioadă ca să verifice din nou umiditatea. Asta e un lucru important dacă vrei ca materialul să-ți rămână acolo în timp, adică să ai o aplicare corectă. Asta înseamnă pregătirea efectivă a terenului. Și strict vorbind de umiditate, zona în care suntem noi confortabili ca să aplicăm spuma este sub 15% umiditate în lemn. Asta întotdeauna, orice lemn în construcții trebuie să aibă cam 12% umiditate, se acceptă plus minus 2%, aia înseamnă un 14%, cu indulgență un 15%. Da. Care sunt cele mai frecvente probleme pe care tu te-ai lovit pe șantier atunci când ați fost solicitat să faceți un alt fel de termosistem? În 3000 de șantiere, cred că ai văzut și tu. Problemele sunt, în primul rând, umiditatea, asta e cea mai des întâlnită. Asta este rolul barierei de vapori. În cazul de față avem la fel o spumă cu celule deschise, care va avea nevoie de aplicarea unei bariere de vapori. Și rolul barierei de vapori este să nu lasă umiditatea să treacă prin materialul termoizolant, indiferent de tipul de material de termoizolant de care vorbim. Pentru că dacă a trecut umiditatea prin material și ți-a condensat undeva în grosimea peretelui, acolo îți va apărea apă lichidă și de acolo tot felul de probleme.
Pentru că dacă vorbim de lemn, o să smulcegească, dacă vorbim de cărămidă, o să înceapă să-ți înflorească cărămida sau să ajungă zone reci și să-ți crape, să-ți puște. Dacă ajunge umiditatea în tencuială mai departe, îți pușcă tencuiala pe exterior. Da. Deci cumva ceea ce ați văzut voi a fost oricum montaj de termosistem incorrect. Ce înseamnă termosistem? Ai termoizolația, asta, termoizolația, de orice fel ar fi ea. După care ai strat suport, ai accesorii și ai diverse alte straturi, cum ar fi bariera de vapori, care nu lasă umiditatea să treacă, sau straturi de finisaj, straturi de protecție la foc. Toate astea fac parte dintr-un sistem. Alte probleme, alte bulele pe care și tu le-ai văzut? Dacă am încercat să aplicăm în construcții, unde s-a cea cu un închis complet sau sunt niște lufturi acolo unde poate scăpa spuma, există un risc mare ca spuma să iasă prin găurile acelea afară din casă și vaporii, de fapt, de spumă și să-i vântul să-i care efectiv să-i depună pe geamuri, pe tencuială, pe mașini din jur. Să facă zob tot ce da, ai da. Și s-a întâmplat și nouă, ce drept la început chestia asta până am înțeles principiul. Deci e important că atunci când alegi să faci un astfel de termosistem, să-ți pregătești tot stratul suport, să fii sigur că totul este închis. Asta pentru că ai mai mulți constructori pe teren, ai mai mulți producători, ai mai mulți furnizori care vin și mai multe echipe. Chiar e o vorbă că într-o casă ai cam 100-120 de oameni care trec prin casa respectivă până să ajungi să locuiești tu în ea, așa cum un Airbus zboară vreo 300.000 de kilometri până la primul zbor, că toate piesele alea doar la fabrică. Aici ce aș mai vrea și eu să vă spun ca sfat personal este că sunt cazuri în care acest material e bine să-l pui, sunt cazuri în care nu e bine să termoizezi cu un astfel de termosistem. Sunt foarte multe intervenții pe case vechi, zone în care nu mai ai acces să vii, să stai să pui alte straturi și o astfel de aplicare de tip spreiere sau suflare te poate ajuta foarte mult cu o manoperă mai puțin complicată. Care e timpul mediu de realizare a unei termoizolații pe o... În funcție de tipul de spumă, pentru că celula deschisă se aplică mult mai rapid decât celula închisă, datorită expandării. La celulă deschisă putem face 4 chiar 500 de metri pătrați pe zi, cu un singur echipaj. Față dreaptă. Bun, da, contează și dificultatea, dar bineînțeles, dacă e un spațiu foarte mic, e, cu acces greu, e mai complicat, durează mai mult. La celulă închisă, în general, la fel, în funcție de grosime, putem face undeva la, să zic, până la 200-300 de metri pe zi, cam așa, cu un echipaj. Și contează foarte mult tipul de... Tu spuneai când am început să discutăm că 80% din lucrările voastre sunt intervenții pe case vechi, practic reabilitări. Da, de termoizolarea caselor vechi, pentru că la momentul la care casele respective au fost construite, de exemplu, nu neapărat era gândită o termoizolație. Și atunci, da, poate fi o soluție bună să vii să termoizezi un astfel de pod care nu era termoizat deloc și are accesul foarte greu, dar înainte de a interveni pe orice construcție, iarăși ține cont de faptul că trebuie făcută un fel de expertiză tehnică, adică trebuie făcută o evaluare a rezistențelor structurale ale elementelor. Adică trebuie cineva să se ducă, să vadă, să-și dea măcar o părere, zică mai ok, poți să termoizolezi sau nu poți să termoizolezi, pentru că am avut cazuri în care am văzut, intrând prin diverse poduri și șarpante vechi, am văzut lemn deja uscat, spart, crăpat, mâncat și așa mai departe și atunci trebuie făcute niște reparații înainte, niște corecturi, niște pregătiri ale structurii de rezistență, ca nu cumva după aceea să te trezești că, nu știu, zboară casa sau îți pică un element în cap. Asta e important să vi-l spunem, ca să știți foarte clar că trebuie făcute niște reparații. O să facem și niște modelări în un bacus, dacă aveți răbdare până la finalul acestui material video, o să vă povestim un pic despre cum se dimensionează corect un termosistem cu spumă, și cu celul închis și cu celul deschis, așa că aveți răbdare. Protejarea spumei se face dinspre interior cu bariere de vapor la spuma cu celul deschisă și cu straturi de protecție la foc, cum ar fi, de exemplu, placare cu gips carton sau alte placări prin care să nu-ți lase material deschis. Iar pe exterior, de asemenea, trebuie protejată la apă, să nu ai infiltrații de apă sau să fie în contact cu apa. Aia înseamnă un acoperiș bun. Uite, un alt sfat, în momentul în care termizezi o șarpantă gata făcută, nu? Acolo nu trebuie să fie găuri în acoperiș, totul trebuie să fie închis. Adică învelitoarea trebuie să fie funcțională și să nu rămână expusă la ultraviolete. Da, asta e foarte important. Deci singurul inamic, să zic așa, al spumei este UV-ul. Cel mai mare. La orice poliuretan, da. Asta îl mănâncă de viu. Exact, da. În funcție de cât timp este expus, adică dacă există o expunere de scurtă durată, nu este o problemă. Singurul aspect care singurul lucru care se va întâmpla este că spuma se va schimba la culoare pe partea expusă, adică va deveni mai închisă la culoare. Hai să dăm niște exemple de zone în care ar putea să rămână spuma expusă. Unul dintre cele mai des întâlnite sunt timpanele, legătura cu pereți. Ce înseamnă timpan? Înseamnă ai planul acoperișului, ai peretele vertical și în zona asta de cele mai multe ori oamenii se grăbesc să-și facă acoperișul
să-și facă înveritoarea, pentru că na, e un proces fizic. Am mai tot folosit niște materiale vii despre cum să se pregătești șantierul de iarnă. Acolo se grăbesc oamenii să facă înveritoarea și nu mai ajung să mai pui termoizolație. Exact, și exact, atunci da. Trebuie să vii să pui din spre interior sau efectiv să ajungi să injectezi. Și atunci pe acolo poate să refuleze, să defuleze și să rămână banda aia. Da. Și mai sunt aplicațiile la exterior, adică dacă vorbim de izolația pereților exterior sau izolația pe care le facem la acoperișe cu terasă, atunci da, poate rămâne expusă la soare mai mult timp. Și noi recomandăm întotdeauna să se închidă cât mai repede tot sistemul. Peste un acoperiș de tip terasă, cu ce straturi mai vii ca să protejezi și mecanic spuma? Acolo, în primul rând, se pune o spumă care este special gândită pentru terasă. Deci adică se pune o spumă cu densitate minim 50 de kg metru cub. O să aibă o rezistență la compresiune de minim 320 kPa. Și peste ea se vine fie cu o șapă armată, peste care trebuie să vină hidroizolația. La terase necirculabile, noi avem și o soluție de poliuree, pe care o putem aplica direct peste spumă. Care este materialul hidroizolant. Materialul hidroizolant, da. Spuma de sine stătător nu este hidroizolantă și atunci ea la rândul ei mai avea o peliculă pe ea care o protejează. Aia este o poliuree, asta e un alt capitol, da. O să vorbim într-un alt material video despre partea asta, pentru că m-am mai întâlnit și eu cu hidroizolații în poliuree, de multe ori folosită chiar la subsoluri, în care uneori e bine, altor nu. Ideea este că totul trebuie făcut corect. Fiecare tip de material și sistem constructiv are o serie de proceduri. Da. Chiar așa, uite, acum fiind pe acest șantier, hai să povestim un pic de efectiv cum a avut loc aplicarea. Plecând de la mașina în care aveți uneltele și sculele, nu, și de la modul de preparare până la modul în care ajunge să fie efectiv spreată pe perete. În primul rând, are loc un proces de pregătire a materialului, care e foarte important. Puma trebuie, materia primă, adică cele două componente în care e făcută spuma, izoceana și poliol. Este bicomponent, e un material bicomponent, aia înseamnă că va vin în două rezervoare independente și ele se amestecă în vârful pistolului în care are loc aplicarea. Exact, da. Despre material în sine o să vorbim alături de Vlad imediat și o să ne povestească mai multe despre ce este în fiecare butoi. Primul pas este ca spuma din butoi, materia primă din butoi, adică poliol și izoceana, să fie încălzite, practic ele se recirculă, până ajung la o temperatură adecvată pentru spreiere. După care se pregătește aparatul de proporționat spuma, adică se setează temperaturile și presiunile care ar trebui aplicat. Fiecare spumă are niște condiții specifice care se regăsesc în fișa tehnică. Toate aceste condiții țin cont și de temperatură, adică temperatură, umiditate, factorul extern. Da, țin cont de temperatura. În turnă, presiunea rămâne în principiu cam aceeași, în funcție de orice sezon. Dar temperaturile cu care se spreiază spuma este dependentă de temperatura exterioară. Adică dacă vara, evident că trebuie să scazi un pic temperaturile, pentru că materialul oricum, suportul este oricum destul de cald și oricum îi dă cumva, forțează cumva și reacția. Nu forțează, dar o ajută cumva reacția. Vorbim de o reacție exotermă, că se amestecă cele două componente, se încălzesc, se încing. De asemenea, poliolul, una dintre componente, trebuie foarte bine amestecat la celulă deschisă și în general spune pe bază de apă, trebuie foarte bine amestecat înainte. Adică înainte de a începe procesul se amestecă foarte bine, dar și în timpul procesului rămâne, trebuie să amestecăm în continuu, dar la o frecvență mai mică, exact, da. Adică nu trebuie să amesteci cu forța pe care amesteci la început. Asta se întâmplă din cauza faptului că apa se poate sedimenta și atunci poliolul nu mai este omogen cum ar trebui să fie, ca și structură chimică. Se dimintează apa și atunci tragi mai multă apă decât poliol. Și asta trebuie amestecată în continuu. Trebuie amestecată bine. Da, da. Bun, ele vin mai departe pe pistol cu aer comprimat și ajung aici. Mașina e echipată cu un generator de, al nostru cel puțin, are 36 de kVA. Este un generator care de 380, adică pentru că aparatul are un consum foarte mare de energie, de curent. Adică tu practic poți să te oprești în drum spre o lucrare, dacă vezi un băiat cu un Tesla, poți să-i dai curent în jumătate de oră. Exact. Este echipat bine cu proporționatorul de spumă. Rolul proporționatorului este să extragă poliolul și izoceatul din pompe, să-l încălzească prima oară înainte să ajungă până aici, până la lucrare. De asemenea, să încălzească și furtunul. Deci tot furtunul, tot ronsonul de furtun, de câteva 45-60 de metri sau mai mult, trebuie călzit constant, astfel încât spuma să nu se răcească până ajunge la fața locului la lucrare. De asemenea, rolul lui foarte, foarte important este să păstreze un amestec volumetric de 1:1 între substanțe. Adică din cele două butoaie să ajungă aceeași proporție de substanță. Asta este, să zic așa, una dintre cele mai mari gafe care se pot face la spumă.
că nu e amestecată corect. Da, de aici vin și multe mituri cu mirosul, cu textura, cu... Pentru că orice amestec inegal îți poate produce, îți produce efectiv o spumă care este incorrectă. Și asta se vede foarte, foarte simplu la fața locului. Cum vezi? Dacă, dacă este amestecul scade pe poliol și crește pe izocian, deci dacă vine mai mult izocian decât poliol, ea va avea un aspect ars. La suprafață. Este foarte, va fi foarte... ca și cozonacul, când îl scoți prea târziu din... Dacă mai ajunge mai mult poliol decât izocianat, atunci va avea un aspect de cretă. Practic se va, dacă dai fost de mână pe spumă, se va lua pe mână spuma. Și asta e cea mai simplă. Și asta sunt niște etape de verificare pe care le poți face, da, să verifici dacă a fost. Da. Dar un aplicator cu experiență își dă seama imediat dacă se întâmplă ceva cu spuma. Asta se vede de la prima aplicare. E, și acum am ajuns la aplicare și la aplicator și am văzut pe băieții tăi în lucru, pentru că am echipat și eu. Am simțit ca un... că puteam să fac așa un second job, să mă duc să mai iau oameni cu izoleta. Pentru că în procesul de aplicare e foarte importantă echiparea și protecția muncii. Echiparea se face cu un combinezon de plastic ca să nu ajungă pe tine particule, pentru că spuma fiind foarte fină în momentul aplicării ți se strică orice. L-am cămășuit și pe Vlad și am cămășuit și toate camerele pe aici ca să nu le rămânem fără ele. Mască, mănuși, ochelari, deci este un echipament întreg de protecție. Iar după ce s-a aplicat materialul în toată casa, se face o ventilare bună. Exact, timp de 24 de ore. 24 de ore trebuie lăsate ferestre deschise, așa fel încât să circulă aerul și să scoată toți vaporii care s-au adunat în casă. Referitor la aplicare, fiecare tip de spumă are o aplicare specifică. Mai exact, la celulă deschisă, aplicarea se face dintr-un singur strat, la o distanță cam în jur de 20-30 cm de față de suport. Și cum reglezi grosimea? Adică dacă îți propui să pui 15 cm sau 20 cm, cum? Din ce reglezi? Din ce grosimea este reglată de mâna aplicatorului. Deci când era și de experiență, da. Okay. Da. Și un aplicator cu experiență știe exact, practic, cât de mult ții pistolul într-un loc. Adică cât de repede te miști cu pistolul. Viteza, da, cu care spreiezi. Asta reglează viteza la celulă deschisă. Aplicarea tronului bine să fie făcută dintr-un singur strat și nu să se aplice strat peste strat, pentru că e posibil să existe ceva probleme de aderență între straturi. Asta pe straturile continue, dar așa cum vedem și la noi în spate, atunci când ai diferențe de material, cum ar fi de exemplu montanții, s-au dat într-un al doilea strat și mai sunt zone în care se mai fac corecții, cum este de exemplu asta. Da. După ce s-a aflat totul, se mai trece încă o dată și se mai face o corecție cu aplicare punctuală pentru zonele care nu sunt făcute integral. La celulă închisă, tehnica este puțin diferită. Adică se aplică straturi mai mici, undeva un strat trebuie să aibă cam maxim 4 cm grosime. Asta e recomandat. Aplicarea se face de la o distanță mai mare, adică se face undeva de la 80 de cm, poate chiar un metru. Adică țineți bine. Da, exact. Okay. Da. Și trebuie, foarte, foarte important, trebuie să existe un timp de răcire între straturi. Pentru că spuma, după ce se aplică, cum ai spus și tu, are o reacție exotermă și ajunge, deși temperatura de aplicare este undeva pe la, să zic, 40-50 de grade în zona asta, ea ajunge la peste 100 de grade după 10 minute de la aplicare. Se mai coace. Se mai coace, da. Și de asta trebuie să este un timp de răcire. Pentru că dacă aplici imediat după ce ai aplicat primul strat, atunci căldura pe care provocată de reacție exotermă de la primul strat va acționa ca un catalizator pentru spuma aplicată peste și va încălzi și mai tare. Atunci va avea o structură neomogenă, celulele în timp vor crăpa și se va pierde gaz, pot apărea crăpături. Și o să pice, o să se exfolieze una peste alta. Pentru că uite, arătăm acum un test făcut pe șantier de exfoliere. Da, un pic am forțat acest experiment ca să vedeți și voi cu ochii voștri ce înseamnă să pui, de exemplu, pe o placă de OSB care avea parțial praf, parțial apă, ce înseamnă să pui spuma pe un strat care nu este curățat, pentru că după aia vezi efectiv cum se desface și cum cade de pe material, de pe statul suport, fără niciun fel de stres, fără a trage peste. De unde știu băieții că au constanța asta? Cum își formează mâna să ajungă să dea? Avem traininguri periodice pe care le facem atât pentru aplicare, cât și pentru health and safety și tot ce ține de spumă practic cu cei de la Huntsman. Facem fie în România, fie în centrele lor din Europa. Și băieții sunt întotdeauna instruiți și dau probe practice
Un fel de examen de dat? Ca un fel de examen, da. Da. Atât teoretic cât și practic. Hai să lăsăm pe băieți să-și facă treaba, că mai au pe aceea de aplicat, și hai să vorbim după aia de material și ce înseamnă de fapt spuma poliuretanică în sine. La momentul editării acestui material video ne-am dat seama că o să iasă un material video foarte lung, ceea ce mie personal îmi plac, dar vreau să puteți să aveți răbdare și timp să vă uitați și voi împăcați. Așa că acesta a fost primul episod despre cum se face pe șantier corect termoizolarea cu spumă poliuretanică și continuăm discuția în episodul teoretic despre cum se face termoizolația cu spumă poliuretanică, în care vorbim un pic despre material, ce înseamnă el ca material și componență chimică și cum se calculează corect detaliile într-un program de proiectare, înainte de a te decide ce grosime să aibă termoizolația pe casa ta. Sper că ți-a plăcut acest material video și dacă ai întrebări legate de modul de execuție a unei termoizolații cu spumă poliuretanică, lasă-le în comentarii pentru că le vom parcurge și vom reveni cu răspunsuri în format video pentru tine. Până atunci, dă mai departe acest material către prietenii tăi, dă-i un like dacă ți-a plăcut și nu uita să te abonezi la canal.